Accidentul a avut loc marți seara în localitatea Orbasca din județul Teleorman. Un tractorist băut a făcut ravagii pe șosea după ce a virat stânga fără să se asigure. Bărbatul care conducea tractorul a intenționat să schimbe direcția de mers pentru a intra în curtea unei asociații agricole. Nu a observat că în acel moment o mașină se afla în depășirea tractorului, iar impactul a fost inevitabil. În urma accidentului, autoturismul s-a făcut praf după ce a izbit un cap de pod. Soția șoferului care conducea mașina a ajuns la spital. Tot la spital a ajuns și tractoristul, însă pentru recoltarea pro probelor biologice de sânge. După ce polițiștii ajuns la fața locului, au constatat că era băut. În cauză, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală.